În primele două luni ale acestui an, chiar dacă ne aflăm încă în stare de alertă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara nu au încetat controalele. În urma acestora, inspectorii ITM Hunedoara au aplicat amenzi de peste 200.000 de lei sau 2 miliarde de lei vechi, nu pentru nerespectarea cerințelor sanitare, ci pentru munca la negru. Amenzile pentru muncă fără formă legală încă sunt la nivel destul de crescut. Până la această oră, cuantumul sancțiunilor se ridică la 220.000 de lei, asta doar în acest an, însemnând 2.200.000 de lei vechi. În acest an, cei de la ITM Hunedoara vor continua campania de combatere a muncii la gri, adică aceea în care angajatul are un anumit salariu pe cartea de muncă, dar primește o altă sumă. Unul dintre obiectivele noastre principale în acest an este combaterea muncii subdeclarate, acea muncă la gri, adică pe hârtie este un salariu și angajatul primește în mână un alt salariu. Până acum am amendat o singură societate comercială pentru acest lucru și atrag atenția că amenziile sunt mari, sunt între 8.000 și 10.000 de lei de persoană depistată. Pentru angajatori, controalele efectuate de inspectorii de muncă hunedoreni nu reprezintă o surpriză, întrucât aceștia sunt înștiințați lunar de către ITM despre aceste acțiuni privind combaterea muncii la negru și la gri.